dragii mei, vreau să vă spun că am umblat ani de zile aici la Palatul Copiilor, însă jos la parter, acolo era cercul de muzică. Astăzi însă sunt la doamna director în birou, Gabriela Urs, care a acceptat cu mare drag să stea de vorbă cu noi, să ne povestească ce se întâmplă aici, ce lucruri minunate fac ei. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația în emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți și v-ați dorit să veniți și să facem cunoscută activitatea instituției noastre. Așa este. Repetă, pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că am umblat aici. Am văzut toată țara alături de domnul Berindei, pentru că mergeam la diferite festivaluri de muzică. Și pentru mine, Palatul Copiilor este aici în suflet. Și ar fi frumos ca pentru toți copiii din Satu Mare să se întâmple așa. Așa cum ziceți, eu sunt aici la conducerea acestei instituții din anul 2015. Am fost director din 2012 la Liceul Unio. Inspectoratul a decis să mă aducă în fruntea acestei instituții și când am pășit pe scările instituției și am văzut că la fel de sobru și de închis cum era când eram noi copii, am hotărât, cu sprijinul inspectoratului, să aducem o oază de lumină și să punem această instituție într-un făgaș normal și plăcut, pentru că nimic nu este mai important decât liniștea sufletească a copiilor, pentru că specificul instituției noastre fiind non-formal, copiii vin să se relaxeze. Nu te poți relaxa dacă mediul în care muncești și îți desfășori activitatea nu este un mediu plăcut, un ambient specific cercurilor și profilurilor. Așa că timp de 3 ani a fost foarte greu pentru noi, am fost mutați de aici și am reușit să reabilitez această clădire, oferindu-le copiilor un spațiu și un mediu propice pentru a veni cu drag la noi. Pot să afirm cu mâna pe inimă că în momentul în care ne-am mutat în 2018, de atunci foarte mulți copii vin la cercurile noastre. Chiar și în această perioadă grea pentru noi, colegii profesori și-au adaptat programa în funcție de specificul cercurilor. Noi am constituit o procedură la nivel de instituție ca să păstrăm toate măsurile și regulile de distanțare, de igienă, așa că și acum să știți că sunt foarte mulți copii care își doresc să vină în continuare și vin cu drag la cercurile noastre. Așa cum ați spus, într-adevăr totul este foarte primitor. Fluturaș, floricele, porumbei, tot ce se poate ca să vină copiii cu drag și prima impresie contează foarte mult, corect? Da, asta am căutat. Aș dori foarte mult și pentru cele două structuri pe care le avem la Negrești și la Tășnad să se întâmple minuni, în sensul că și acolo sunt foarte mulți copii care vin la cercuri, dar nădăjduiesc că cu sprijinul autorităților se vor reglementa lucrurile și îi mulțumesc pe această cale doamnei inspector general care ne susține și chiar își dorește să ne sprijine în continuare, să finalizăm chiar la etajul 3 niște lucrări pe care le-am început și urmează să le finisăm. Eu mulțumesc inspectoratului pentru sprijinul pe care mi l-a acordat și mi-l acordă în continuare și sper din tot sufletul că părinții vor fi înțelegători pentru măsurile pe care le-am luat și să aibă încredere în noi că vom face orice ca acești copii care vin la noi să se simtă bine. Doamna Gabriela, Palatul Copiilor, Clubul Elevilor, este o diferență? Pentru că noi ba zicem Clubul Copiilor, ba Palatul Copiilor, ba Clubul Elevilor. Palatul Copiilor este o instituție, instituția de bază,
pentru că are un număr de cercuri mai mare, care prevede regulamentul. Palatul are aceste două structuri, se numește club, pentru că la cluburi numărul cercurilor este mai mic. Până în 2014 și clubul de la Carei a fost structură a acestui palat, dar pentru că și-au mărit numărul de cercuri, acum sunt și dânsii instituție cu personalitate juridică. Atâtea lucruri frumoase se fac aici. Aveți o meserie așa frumoasă, dumneavoastră le aveți pe toate la un loc, alții le au separat, dumneavoastră le aveți pe toate aici, da? Alții conduc teatru, alții conduc o instituție de muzică, alții dumneavoastră, tot ce se poate, ceea ce ține de artă, de sport, de, da? Spuneți-ne ce aveți, ce pot să facă copiii din satul mare aici la dumneavoastră, la palat? Sau ce nu pot, că pot de toate? Da, se poate să facem de toate, am dorit să facem și mai multe, dar din păcate organigrama instituției nu ne permite să mărim numărul de posturi, pentru că solicitări din partea părinților avem foarte multe pe diferite domenii. La noi funcționează 17 cercuri, sunt cele mai căutate cercuri, sunt cele de aeromodele, de tehnice, informatică, pictură, desen, muzică populară, dans modern. Sunt foarte mulți copii care vin la aceste de la o vârstă fragedă. Cadrele noastre sunt foarte bine pregătite și îi felicit pentru răbdarea pe care o au, pentru că sunt unele cercuri, chiar dacă prin regulament li se permite copiilor să vină de la vârsta de 3 la 19 ani, sunt anumite cercuri unde la vârsta de 4 ani nu poți să primești copilul. Dar avem pentru toate categoriile de vârstă posibilitatea de a participa la diferite activități pe care și le doresc. Sunt copii care se înscriu la 7 cercuri și după o perioadă își descoperă talentele, pentru că atunci când sunt mici ar face de toate, dar pe parcursul anilor se rezumă la 2-3 cercuri și vin cu drag. Avem copii care s-au pregătit pentru facultatea de arhitectură și cu reușite foarte frumoase. Colegele noastre de la pictură sunt foarte talentate și pricepute, cu mare răbdare. Avem la balet solicitări foarte multe, acolo vin copilași de la 3 ani, doamna profesor este un profesor deosebit care are răbdare și îndrumă. Acum va fi mai greu puțin, pentru că rezultatele lor se concretizau prin participare la concursuri. Dar nădăjduim cu ajutorul lui Dumnezeu că va trece și această perioadă mai dificilă. Ei se vor pregăti și vor putea participa la concursuri la nivel de țară. Am avut rezultate foarte frumoase la toate concursurile din țară, chiar și internaționale. Și aș dori pe această cale să vadă lumea că, deci, copilul are nevoie de multă afecțiune, de multă iubire, de a-și petrece timpul liber, pentru că acum le este foarte greu copiilor la școală. Modalitatea de a se desfășura orele consider că este foarte dificil pentru ei și pentru părinți. Modalitatea online, unii au răbdare, unii nu au răbdare, iar aici la noi la palat vin să se recreeze, să se destindă și să se încarce cu energie. Iar cea mai bună veste pentru părinții care probabil că nu știu, că sunt sigură că sunt părinți tineri care nu știu de palatul copiilor, aici este totul gratis, dragilor. Toată lumea poate să vină, corect? Da. Spre deosebire de școala de arte, de exemplu, la noi toate cercurile sunt gratuite. Nu am solicitat niciodată din partea nimănui niciun sprijin. Am încercat să ne descurcăm singur, pe cont propriu. Suntem sprijiniți de inspectorat prin Ministerul Educației
și am considerat că sunt deocamdată suficiente baza materială pe care o avem. Pe parcursul timpului dorim să ne modernizăm pentru că spațiile de sus trebuie dotate cu cabinete de informatică și am făcut solicitări în acest sens să fim sprijiniți și la momentul potrivit când le vom primi ne vom bucura. Dar nu am apelat niciodată la sprijinul părinților pentru că sunt părinți care provin din diferite medii și copiii aici trebuie să vină liniștiți, să vină odihniți și să-și petreacă timpul cât mai frumos. Anul acesta am rugat colegii de la Cercul de Pictură și de la Cercul de Arte să îi roage pe copii să aibă cutiuța lor de creioane colorate ca să putem păstra regulile care se impun, ca să îi ferim pe copii de orice problemă. Doamna Gabriela, care este orarul? Că dumneavoastră mă gândesc că sunteți deschiși și de dimineața. Noi suntem deschiși și de dimineața, dar dimineața nu am avut așa multe solicitări, deci colegii profesori sunt pregătiți și dispuși să răspundă solicitărilor tuturor copiilor în funcție de programul pe care l-au la școală. Ei și-au făcut orarul în funcție de nevoile copiilor. Sunt împărțiți pe grupe de vârstă pentru că am redus numărul copiilor în grupe. Sunt foarte puțini comparativ cu anul trecut copiii care participă la grupă și colegii profesori sunt începând de la ora 12, depinde de solicitările pe care le-au avut, sunt aici până seara la ora 20. În luna septembrie am avut perioada de înscrieri, dar și acum cine dorește să vină să se înscrie cu dragă inimă, orice coleg profesor îi primește și la înțelegere cu părintele îi stabilește orarul. Pentru că anii trecuți era mult mai ușor, într-o grupă erau minim 10 copii, acum nu mai avem voie să avem atâția copii ca să păstrăm distanțarea și ei pot să vină când doresc. Colegii profesori au deocamdată nu și-au dat orarul stabil, pentru că există modificări în funcție de și la școală, dar în cel mai scurt timp orarul va fi stabil și pot să vină cu drag. Este afișat, va fi afișat pe site-ul Palatului. Avem un site, Palatul Copiilor Satu Mare, pe care părinții pot să-l vizioneze. Acolo sunt menționate toate cercurile care funcționează și cadrele didactice care le coordonează. Ce frumos că puteți să continuați aceste activități care sunt atât de necesare, mai ales în perioada aceasta pentru cei mici. Doamna Gabriela, vă mulțumesc tare frumos că ați acceptat invitația în emisiune și să ne mai vedem sănătoși anul acesta. Da, și eu vă mulțumesc că ați ținut să ne promovați instituția și sper să mai veniți pe la noi ca să vedeți propriu-zis activitatea copiilor din cercuri, cum se desfășoară. Mulțumesc!